Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit astăzi, în ziua asta frumoasă de duminică, ca întotdeauna. Și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Mama Lucia, rețete simple. Și vreau să vă mulțumesc la toată lumea și la noi abonați încă o dată, care m-ați abonat zilele astea. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, vă pup cu mult drag. Și nu uitați ca în continuare să abonați canalul Mama Lucia, rețete simple, cu mult drag pentru dumneavoastră. Pupici, pupici. Și cum astăzi este duminică și fac mâncare mai multă ca întotdeauna, ca în timpul săptămânii, că în timpul săptămânii nu prea fac așa mult, dar duminica facem un pic mai mult, ne răsfățăm cu un pic mai mult, cam așa este. Și cine a văzut videourile mele, adică video de aseară, am pregătit niște burtă pentru astăzi, care o pun acum imediat la fiert. Deci fac o ciorbă de burtă faină, dar fără os în ea, fiartă numai cu burta în ea, cu ceapă și cu morcov, o să vă arăt imediat. Cine vrea poate să pună os în ea și eu am mai pus câteodată, dar nu întotdeauna. Și m-am gândit să fac niște pulpe dezosate la tigaia de grill. Cartofiori, acum nu știu cum să-i fac, am cumpărat și de aia mici mărunți fierți așa care să fierb numai în coajă. Mai am un rest acolo de brocoli, un brocoli întreg și niște rosenkohl, niște varză de Bruxelles care am să o fierb ca garnitură și o pun într-un sos. Am să văd ce mai fac și am să fac o prăjitură cu mere, dar într-un alt video, am să fac două videouri separate. Am un pic de lucru, cam asta este pentru mine duminică, un pic mai mult de lucru. Deci revin imediat, dragilor, și am să vă arăt ingredientele mele ce am pregătit. Cu mult drag pentru dumneavoastră. Și așa, dragilor, cum vedeți, am pus ciorba la fiert, apă cu sare, cu foi de dafin și cu piper. Am să fiarb așa încet până îmi pregătesc eu resturile pentru mâncare. Cum v-am spus ieri, am luat două bunduri de spanac din ăsta, am uitat să vă spun. Că vreau să-l fac numai așa, fiert în tigaie cu un pic de ceapă și cu un pic de roșii. Aici este brocoli și rosenkohl asortată asta. Aici am 5 pulpe de pui care le dezosez imediat și târtețele normal că le iau jos și le fierb la maxi. Deci la fiecare așa câte un steak. Și am luat și aripioare ca să prăjesc cu tigaie de aripioare, că copiii sunt mai mult cu aripioarele. Deci la fiecare câte ceva. Aici am pregătit 3 morcovi și 3 cepe, 2 cepe mari dacă aveți, eu am avut așa una un pic mai mare, pus 2 mai mici, 3 morcovi care am să le dau prin răzătoare. Ia, și cartofiorii ăștia, acum nu știu, ori fac pe ăștia, ori o să fac un pireu din alți cartofi, cum vrea Emma și copiii. Deci asta am vrut să vă arăt aici ce am pregătit. Să vede o grămadă, dar să știți că nu e chiar așa. Ia, și trec imediat în acțiune, dragilor. Și așa, dragilor, îmi pregătesc zarzavatul pentru ciorbă. Deci las morcovii. Las un pic să fiarbă, bineînțeles, purta aia și după aceea pun zarzavatul să fiarbă împreună. Cam asta este cu fiertul la ciorbă. Cine vrea poate să-i pună osul, cum v-am spus, un os de vită, cine nu, nu. Eu acum, cum v-am spus, fac fără os, cu 3 morcovi și cu 3 cepe. O să iasă perfect, o să vedeți. Și cum vedeți, dragilor, i-am pus morcovi și ceapa rasă și acum fierbe totul împreună din ceapă și din morcovi, nu se mai să vadă așa mult, aproape nimic. Și acum lăsăm să fiarbă și după aceea o să mai condimentez cu ce are nevoie. Cam asta am vrut să vă arăt. Și așa, dragilor, vreau să vă arăt. Aripioarele le-am pus cu condimente, cum știți dumneavoastră, cu sare, cu piper, cu praf de usturoi, vegeta, dacă vreți, vă spun întotdeauna, condimentarea rămâne la aprecierea dumneavoastră. Cartofiurile le-am pregătit pentru pire, cartofiul pire. Ciorba, pe cum vedeți, fierbe. I-am pus și ei un pic de piper, piper alb, bine, dacă aveți. Din ăsta mai iute un pic, praf. Să aburește un pic camera, i-am pus un pic de vegeta acolo să fiarbă ciorba și aici, cum vedeți, am pus niște apă cu sare și am pus spanacul la opărit. Deci totul este pregătit și acum tranșez imediat pulpele de pui.
Și așa, dragilor, cum am spus, tranșez pulpele. Întotdeauna le tai cotoarele astea. Le-am curățat așa cum se poate. Le scot târtița asta afară. Spatele de pui, adică noi punem târtiță. Da. Care le pun aici să le am pentru câinele meu, pentru cățelul Maxi, să primească și el ceva. Cine vrea, ia pielea jos, cine nu, nu. Eu acum las și cu piele câteva și fără piele. Și atunci, vedeți cum am făcut eu aici, acum mai am arătat eu într-un video, dar mai de mult cred, totdeauna aici marginea o prestați, luați totul așa să fie rotundă. Vă trebuie un cuțit bun ca să poată să taie. Știți, pielea e crocantă când se prăjește, dar cine vrea poate și fără piele. Și atunci mergeți cu cuțitul așa, până la marginea osului aici, cam în două părți. Intrați așa un pic aici, să o tăiați, țac. Cuțitul meu e cam mare, ăsta taie mai bine, normal un cuțit mai mic ar merge. Și atunci puneți cuțitul sub osul ăsta mic de la țâmp și faceți așa, le prindeți pe amândouă așa și atunci îl tăiați așa tot rotund. Și cum vedeți, am tranșat pulpa. Și acum am să fac cu toate la fel. Mai vă arăt una ca să vedeți mai bine, să iau un cuțit mai mic, să încerc unul mai mic. La ăsta am să iau pielea jos. Dacă când trageți pielea, o tragem așa, țac, perfect. Și atâta cuțitul. Acum vă arăt așa să vadă mai bine, fără piele, vedeți? Tăiați marginea așa. Atunci mergeți cu marginea aici așa. Până la osul ăsta mic, pe o margină. Trece și pe marginea cealaltă, l-altă. Puneți cuțitul sub osul mic, așa. Acum despărțiți și țâmpul ăsta. Să fie despărțite după os. Îl prindeți așa, cum v-am spus. Cuțitul contează foarte mult. Dacă nu-i cuțitul bun, și acum o tăiați după os jos. Ați văzut? Și asta este pulpa tranșată, e fără grăsime, fără grăsime, fără piele. Mai tai și grăsimea asta jos și așa arată pulpele dezusate. Și le condimentez după aceea cu sare, cu piper și le las că le prăjesc ultimele în tigaie, că se prăjesc foarte repede și sunt foarte moi la tigaia de grill. Și așa, dragilor, cum am spus, trebuie să condimentez carne. Am pus-o toată așa pe un fund de lemn. Mă duc odată cu sare, odată cu usturoi, și odată cu piper. Dacă vreți usturoi, bine, dacă nu, nu. Mie îmi place cu usturoi. Și o întoarcem și pe partea cealaltă. Și carnea este pregătită pentru prăjit. Cum v-am spus, o prăjesc ultima în tigaie ca să fie caldă. Și sare. Cam asta am vrut să vă arăt cu pulpele dezosate, dragilor. Și cum vedeți, mi-am pus și brocoli și vaza de Bruxelles aici la opărit imediat pentru sos și la ciorba de burtă, să știți că i-am mai pus încă apă, că ea scade, știți? Și tot timpul când scade, trebuie să-i puneți apă caldă în continuare, ca să fiarbă.
Deci asta nu se mai vă spun și cu piperul și cu iuțeala o faceți cum vreți dumneavoastră. Și cum vedeți și astea începe să fiarbă, le las foarte puțin la fier, să nu fie nici chiar așa moi, ca să fie totul pregătit pentru sos. Și cum vedeți, brocoli și vărzuța s-a fiert. Și am vrut să vă spun, zeama asta unde a fiert zarzavaturile o pun într-o cană separat, că vreau să subțiez cu ea sosul. Deci le pun în sită și zeama mea opresc pentru sos. Și am revenit să-mi fac spanacul care v-am spus. De fapt am vrut să fac ieri spanacul, dar n-am mai făcut ieri. Zic, hai să-l fac astăzi. Ieri am mâncat și noi ce am avut cu un frigider. Deci mi-am pregătit două cepe. Le tai mărunt, am pus puțin de ulei în tigaie la încins. Și trei roșii am, da? Puteți să puneți cum vă place. Puteți să puneți două cepe, două roșii, o ceapă. Eu îmi pun două cepe mari și trei roșii ca să aibă un pic de sos spanacul, că nu-i mult spanac, să lasă spanacul, știți? Deci două cepe le-am tăiat, țac, țac. Și le pun aici în tigaie. O să prăjească. Pun un pic de sare ca să se moaie ceapa și cu sarea asta și rămâne, nu mai pun alta. Și acum am tai și roșiile mărunte. Așa, cu toate trei. Și așa, dragilor, ceapa s-a moiat. Vă arăt așa un pic. Vedeți? Și acum mai pun roșiile deasupra. Deci iasă un sos de ceapă aici cu roșii fain. I-am pus sare și piper, da? Și acum lasă să facă și roșiile. Și din spanac să știți că nu a rămas mult, îl stolc un pic de apă. O lăsat o grămadă. Și pe care îl tai mai mult, așa. Ca să fie ceva din el. Și spanacul ăsta îl arunc așa deasupra. L-am tăiat așa mai mare, l-am tocat și am să-l pun deasupra când sunt roșiile și ceapa făcute. Și cam asta a fi cu spanacul ce am vrut să-l fac ieri. L-am făcut astăzi. Deci am făcut aici mai multă compoziție de ceapă cu roșii să fie mai mult sos. Dar dumneavoastră faceți cum vă place dumneavoastră, reduceți la jumate de porție din ce am făcut eu și spanac mai mult. Deci cum vă place dumneavoastră, la aprecierea dumneavoastră, rămâne să condimentați și să faceți cât gramaj de dumneavoastră. Și așa, dragilor, am mai pus 3 usturoi tăiați așa felii, că am uitat să vă spun de usturoi. Am să pun acum deasupra în sos, sosul a ieșit foarte, foarte bun, deci el este bun așa acum, fără spanacul ăsta. Vă arăt imediat sosul și vă arăt imediat cum pun spanacul. Deci așa arată sosul ăsta de ceapă cu roșii, foarte bun. Și acum am să-i pun spanacul imediat. Și așa arată cu spanacul și să știți că este o bunătate, foarte, foarte bun, foarte gustos. Deci încercați cu cea mai mare încredere, știu că multă lume cunoaște felul ăsta de spanac. Foarte bun, mie așa mai mult îmi place, să știți, fără varianta cu smântână.
Deci, foarte bun. Și acum vreau să fac sosul pentru vărzuță și broccoli. Am pus un pic de ulei în tigaie, la care am să-i pun făină, cât vreau sosul să fie de mare, nu? De mult. Îi pun aici, vedeți, iau direct în pungă, i-am pus o lingură, îi mai pun încă una, dar nu așa plină. Deci cam ar veni două linguri de făină. Aici am un iaurt grecesc, din ăsta cu 10% grăsime. Și aici am zeama care a fiert legumele astea, da? Normal că las aici făina un pic la prăjit. Și un pic să prindă mirosul ăla de făină așa prăjită, știți? Nu mult. Și pun aici, am tocat o grămadă de mărar și usturoi. Deci cum ar veni un sos de mărar cu usturoi? La care dau foc un pic mai încet. Și acum îi pun iaurt din ăsta, puteți să puneți smântână, ce aveți dumneavoastră. Eu am iaurtul ăsta și îi păcat de el, zic stai să-l fac cu iaurt, am pus două, trei linguri mari de iaurt. Și acum subțiesc cu apa asta, da? Și acum condimentăm, da? Îi pun puțină sare. Poate mai pun un pic de piper. Și cam asta este cu sosul, da? Să clocotească. Acum dau focul mai tare. În caz că e prea gros, îi mai pun puțină apă. Deci le-am pregătit toate părând. După ce gata acum cu sosul, am să fac gântașul la ciorbă, da? Și revin imediat, dragilor. Deci sosul ați văzut cum se face, puneți în el ce doriți dumneavoastră condimente. Și am vrut să vă arăt sosul, așa arată finalul lui. Să știți că este foarte gustos. Sper să vă placă, dragilor. Și așa, dragilor, trec la rântașul la ciorbă. Am aici o smântână, creme fresh, smântână, folosiți ce aveți. Aici mai am vreo 3 usturoi presați și aici am scos din supă afară ca să pot să dizolv smântâna asta. Mai pun un pic de zeamă aici în... spăl de smântână. O dizolv bine să fie subțiată. Mi-am cumpărat am pus uleiul la încins. Și știți că ciorba trebuie să fie faină, nici groasă, nici subțire, să aibă o consistență faină. Dar ciorba de burtă nu trebuie să fie subțire când o puneți în farfurie, știți? Nu? Dar nici prea groasă. Am fost odată în Arad la un restaurant și ciorbă de burtă am vrut să mâncăm. Ce să vă spun?
Când au pus-o în farfurie, a fost un sos gros, nu a fost ciorbă, ziceai că e o ciulama din aia de burtă. Așa ciorbă de burtă, habar nu am ce bucătar a fost ăla. N-am mai spus nimic, că eram cu băiatul meu acolo, comandat nu știu câte porții de mâncare, o grămadă de bani, dar totul a fost șrot. Șrot, știți ce e aia șrot? Atâția bani și nu-i bun nimic. Deci două linguri de făină îi pun. Poate că spun eu așa, dar un om care știe să facă mâncare și merge undeva și mănâncă o mâncare din asta care te apucă nervii când știi că și câți bani dai și nu-i bun de nimic, mai bine nu mă duc, eu nu mă duc, să știți. Deci am pus aici făina în ulei. Să trec în partea asta, la altă, la rajă, să mă vedeți. Vedeți? Las un pic să se facă, nu mult, să prindă un gust. Că știți că multă lume zice că făina arsă nu-i bună. Îi pun usturoiul. Usturoi după gustul dumneavoastră. Eu cam am pus astăzi usturoaie pe aici cam mult. 2-3 acolo, 2-3 acolo. Dar știți că la ciorbă-i trebuie. Cine vrea, poate să pună niște ardei iuți, nea jalapenius, dacă aveți roșii, verzi, care aveți. Dar noi ne punem în farfurie, că nu pun acolo în ciorbă, că nu la toată lumea îi place ciorba iute. Și acum mai pun zeama asta aici. Și acum o pun în oală, peste. Acum o să o mai gustați, să vedeți ce mai trebuie, da? Mai am un pic de zeamă aici. Îi mai pun un pic din oală. Mai m-a rămas un pic de rântaș. Asta este, când se face mâncare, se face și un pic de... cum să spun, mizerie, nu, dar dezordine, da? Că nu puteți acum non-stop și să ștergeți și să mâncare. Mai ales când se face multe feluri. Ca la mine, nu? Eu acum am făcut mai multe feluri, dumneavoastră vă alege și faceți câte ceva din ce am pregătit eu aici. Și acum las ciorba să dea în clopot, o gust. Și îi mai dau ce îi trebuie, un pic de sare, un pic de piper, dacă îi mai trebuie, ardei, v-am spus, puteți să-i puneți aici, cine îi place, direct așa, eu nu-i pun că, v-am spus, nu la toată lumea place iute și o arăt imediat după ce dăm clopot. Și cum v-am spus, așa trebuie să arate ciorba, nici groasă, nici subțire, așa un pic cremoasă e supa. Și foarte, foarte bună la gust. Deci, cum v-am spus, cu condimentele vă rămâne la apreciere și eu am mai pus acum un pic de sare, un pic de vegeta, un pic de piper și am mai pus încă o jumătate de smântână în ea. Deci, gustul îl preparați cum vreți dumneavoastră să o aveți de condimentată. Și cu iuțeala, tot la fel. Puteți să o acriți cu un pic de zeamă de la ardei iuți, cum vă place. Și aruncați aici niște jalapenius roșu sau verde de care aveți. Deci asta am vrut să vă arăt și să știți că arată foarte bine și consistența ei. Cam asta a fost cu ciorba de burtă. Sper să vă placă, dragilor. Sper că e bine așa cum am făcut. Spune și dumneavoastră părerea dumneavoastră. Și vreau să vă arăt, adicările sunt aproape prăjite și acum am pus pulpele la tigaie. Am să le acopăr cu un pic de hârtie că începe să sară. Cam asta am vrut să vă arăt. Cum vedeți, cartofii sunt gata, le pun o grămadă de unt aici, că numai cu unt le fac. Le pun tot untul ce m-a rămas. Și le pun niște lapte, puțin lapte.
ca să nu le fac așa subțiri. Și am făcut un cartof pire fain. Acum le bat bine. Și cam asta este cu cartofiorii. Cartof pire, toată lumea știe să facă, Doamne ferește, mă vă arăt acum garniturile mele. Deci cam asta este. Întrebare aici, vă place ciorba? Da, e foarte bună. Uite, eu duc aici cu halapeni roșii. Da? Da, mi-e place așa mai multe, dar fără pâine. Fără pâine. Așa, da, cu pâine, da, dar aia... numai... Paprika, iunta, iunta, paprika. Unul mâncă cu ardei verde, unul mâncă cu ardei așa. Mersi de ciorbă, mama. Ia. Yeah. Mersi. Și cum asta a fost pentru astăzi. Sper să vă placă, dragilor, ce am pregătit astăzi, cu mult drag pentru dumneavoastră. Vă doresc în continuare o seară plăcută să aveți, multă sănătate la toată lumea și vă pup cu mult drag. Și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia, rețete simple. Multă sănătate, o seară plăcută să aveți la toată lumea.